Bună ziua, sunt Tudor Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Potrivit studiilor, mai mult de 3 sferturi dintre români ar vrea ca reducerile de Black Friday să fie de cel puțin 30%. Evident, ar fi ideal. Numai că la noi o campanie de reduceri nu este deloc simplă. Are câteva limitări obiective și subiective. În primul rând, ar trebui să fiți la curent cu prevederile de bază ale legislației fiscale. O legislație care permite vânzarea unui produs sub prețul de achiziție, de exemplu, doar în anumite cazuri, bine definite. De multe ori acest fapt se poate transforma în vânzare în pierdere, așa că nu va fi acceptat de niciun comerciant. Un alt factor ar putea fi legat de dorința unor comercianți de a aplica o reducere după o perioadă de scumpire a produselor. O înșelătorie desuzitată la noi și nu numai. Așadar, dacă vrem să vorbim despre drepturile consumatorilor, direcțiile sunt multiple și vizează toate domeniile. Uneori nici nu știm că avem drepturi, alteori renunțăm să ne mai luptăm cu morile de vânt. Discutăm imediat despre cât mai multe dintre aceste aspecte cu domnul Costel Stanciu, reprezentantul Asociației Pro-Consumatori. Bună ziua, bine ați venit la Doar o Cifră, la Metropola TV. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Stanciu, haideți să ne spuneți că avem impresia de multe ori, noi jurnaliștii, că nu se știu exact care sunt, sau ce înseamnă asta, protecția consumatorului. E ceva abstract câteodată ți se pare un țel prea îndepărtat, nu mai ajungem să ne susținem drepturile, de fapt nici nu le știm cu exactitate. Așadar, ce înseamnă protecția consumatorilor? Protecția consumatorilor în România a apărut odată cu înființarea Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, în data de 10 februarie 1990, actuala Asociație Pro-Consumatori, fiind obligați printr-o lege să ne schimbăm denumirea din Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România în Asociația Pro-Consumator, denumirea actuală ne aparține. Dar obligația de schimbare a denumirii a fost explicată prin faptul că putem induce în eroare consumatorii în ideea că aceștia ar crede că se adresează unei instituții a statului român, actuala Autoritate Națională pentru Protecția Consumatorilor. Numai că actuala instituție a statului român a luat ființă la 2 ani după înființarea Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România. Știți, niciodată nu e prea târziu. Da. Da. Ce presupune acest domeniu? Ce ar trebui să știe românii, oamenii în general? În același an în care a luat ființă și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu denumirea de Oficiu pentru Protecția Consumatorilor, mai precis în anul 1992, a apărut și actul normativ, Ordonanța Guvernului numărul 21, cu privire la protecția consumatorilor, care este de fapt o biblie a consumatorului român, în care sunt menționate drepturile acestuia, drepturile asociațiilor de consumatori, obligațiile producătorilor, distribuitorilor, importatorilor. Deci cu privire la acest aspect, cetățenii acestei țări ar trebui să-și cunoască în primul rând drepturile, acele drepturi care sunt menționate și în acest act normativ, cum ar fi dreptul de a fi informat corect, complet și precis asupra caracteristicilor esențiale ale unui produs sau serviciu, în așa fel încât consumatorii să ia o decizie în cunoștință de cauză. Asta cu informatul corect, cred că e și cea mai importantă. Da, este unul din drepturile de bază ale cetățenilor acestei țări și de foarte multe ori, informarea nu se face cu respectarea prevederilor legale. Bine, cred că e valabilă și partea cealaltă. Nici consumatorul nu se informează. Da, este adevărat. Asta îi anulează drepturile dacă nu se informează? Nu îi anulează drepturile, dar în situația în care nu te informezi în legătură cu ce urmează să faci în materie de achiziții de bunuri și servicii, o să ai parte de niște insatisfacții care în unele situații vor consta și într-o pierdere pe care o poți recupera sau nu o poți recupera. Că legăm lucrurile și de dreptul la de a fi despăgubit, un alt drept al consumatorului român,
Dar atenție, despăgubirea, dacă nu este realizată în mod benevol de către agentul economic, ea se poate realiza numai în urma unei acțiuni în instanță, iar acea acțiune este generatoare de costuri. Bineînțeles, sunt niște sume pe care trebuie să le achiți în avans, da? Și le recuperezi de la agentul economic odată cu câștigarea procesului. Adică trebuie să-ți faci un calcul dacă merită. Da, 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 dacă merită. Acum, nu pentru orice bun achiziționat poți să mergi, adică poți să mergi în instanță și pentru 5 lei, da? Nu se merită timpul pierdut și efortul. Da, știți că pentru un comerciant 5 lei de aici, 5 lei de acolo, s-ar putea să însemne ceva. Pentru noi 5 lei individual nu înseamnă mare. Aici câștigă comercianții cel mai mult la sume mici pe volume, mari. Volume foarte mari, da. Am înțeles. Acum, în această săptămână a început deja o mare sărbătoare a comerțului mondial. Evident, mă refer la Black Friday. Haideți să vedem materialul realizat de colegii mei. Black Friday 2022 România se organizează în data de 11 noiembrie 2022. Conform tradiției americane, Black Friday 2022 este ziua de după a patra joi a lunii noiembrie, ziua recunoștinței, adică pe 25 noiembrie 2022. Așa cum s-a întâmplat și în edițiile precedente, este posibil să avem două perioade de reduceri care se pot extinde peste ambele weekenduri sub numele de Black Weekend 2022. Ediția de Black Friday din acest an a furat startul, a început mai devreme, aproape 170 de magazine participând timp de o lună la Festivalul Cumpărăturilor. Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, le transmite amatorilor de shopping o serie de avertizări de Black Friday 2022 pentru a nu fi păcăliți de comercianți. Înainte de a lua o decizie, verificați prețul unui produs la mai mulți retaileri. Multe dintre reduceri sunt doar aparente. Urmăriți înainte de achiziție perioada anterioară lansării reducerilor pentru a vedea dacă prețul aparent redus este unul cu adevărat mai mic decât cel de Black Friday. Indiferent de tentație, cumpărăturile de Black Friday trebuie efectuate numai de la operatori economici despre care consumatorii au toate datele legate de funcționarea legală a acestora. Verificați dacă comerciantul există sau nu pe datele de contact sau pe pagina acestuia. Verificați dacă firma este în Europa. În cazul unei fraude, vă ajută legislația europeană. Cumpărătorii nu trebuie să ia decizia achiziționării unui produs de Black Friday, fie el și la un preț redus, atâta timp cât utilitatea acestuia nu este una solidă care să justifice cheltuiala. Toate produsele comandate online de Black Friday 2022 pot fi returnate comerciantului în termen de 14 zile fără nicio justificare. Da, o mulțime de probleme, să le spunem așa, probleme la care trebuie să fim atenți. Domnule Stanciu, chestiunea asta legată de, să zicem, septembrie, octombrie, încep scumpirile. Se duc prețurile unde se duc, după care chipurile au dat înapoi 30%, marea dorință noastră a românilor. De asta cum te protejezi? Apropo de informare, dar dacă totuși ți se întâmplă, ce faci aici? Ceea ce nu s-a spus în materialul prezentat este că acel preț redus trebuie să fie mai mic decât prețul de referință. Iar prețul de referință este prețul cel mai mic din acel spațiu de vânzare practicat în ultimele 30 de zile. Un aspect foarte important. Numai că, de cele mai multe ori, comercianții obișnuiesc să crească prețul așa de mult înainte de 30 de zile de a aplica prețul redus, da? În așa fel încât acea reducere sau mai bine zis, acel procent aplicat mărfurilor care se vând cu preț redus să fie tentant pentru consumatori. Și vedem cu toții prin magazine tot felul de mesaje, reduceri până la 70%, dar în unele situații am văzut și până la 90%, numai că
reducere astfel de mari sunt la articole nesemnificative. Și unii consumatori nu țin cont de acest lucru, poate că nu au nici experiența cumpărăturilor realizate în perioada, în această perioadă. Nu au realizat și o monitorizare a produsului de care are nevoie, da? Să-l urmărească timp de câteva luni. Iar tot la fel, foarte mulți consumatori cumpără în perioada asta în ideea de a face, și ei un chilipir, da? Adică e mai mult să spunem, o stare de bine artificială. Că ulterior o parte dintre ei află că de fapt n-au beneficiat de o reducere, da, semnificativă. Și atunci trebuie să fie foarte atenți la acest aspect. Adică ar trebui să, oricum, să-și facă niște calcule, dacă, exact ce vorbeam la început, dacă vei cumpăra în volume mari, s-ar putea, într-adevăr, să ai o oarecare reducere. Dacă iei un produs, două sau trei, nu le iei. Iar cele cu 70%, cum spunea și dumneavoastră, sunt destul de puține. Ai toate șansele că în momentul în care intri în magazin, alea cu 70% nici să nu mai existe, să fie date. Nu, dar nu sunt produse cu valoare mare. Adică nu poți să iei un frigider, un televizor cu o astfel de reducere. Da. La obiectele astea, la aceste produse de folosință îndelungată, da, reducerile sunt de 15%, 20%. Dacă vrei să iei un bec, s-ar putea la un bec să ai o reducere mai consistentă, da? Sau la alt obiect din ăsta care e nesemnificativ ca și cumpărătură, să spunem. Da. Bun, acum și cu reducerile astea, e vreo perioadă din an, în afară de perioada asta, în care putem beneficia cu adevărat de reduceri? Mă uitam pe legislația fiscală, așa cât poți să te uiți pe stufoșenia de Constituție Fiscală a României, financiară a României. Spune acolo, în cazul lichidărilor de stocuri, dar oricum e foarte dificil să cobori sub prețul de achiziție. De exemplu, dacă iei un televizor, l-ai cumpărat de la producător cu 1000 de lei, e foarte greu să scazi sub 1000 de lei, doar dacă ai vreo problemă sau mai câteva sau reducerile astea, cât sunt adevăr și cât pe un an întreg? Nimeni nu vinde sub prețul de achiziție. Dacă ar face așa ceva, ar da faliment. Deci, și nici fiscul nu l-ar trata, da, foarte... Și nici legislația nu agrează un astfel de comportament comercial. Reducerile, într-adevăr, ratul sens al cuvântului, sunt cele din ianuarie, dar atenție, atunci se vând mărfuri care nu sunt specifice lunii de iarnă, adică articolele de toamnă, da, care nu au putut fi comercializate, se vând în ianuarie ca soldări, da? Și acolo găsim niște reduceri semnificative, da? Pentru că acel comerciant vrea să ruleze banii. Deci orice... Și oricum nu are nicio șansă să le vândă ulterior. Da, să mai aștepte până în toamnă înseamnă niște bani blocați. Iar pentru comercianți, banii blocați înseamnă pierdere. Și atunci el în ianuarie, pe acea perioadă, timp de o lună de zile, vinde produse care sunt de toamnă, de fapt, da? Da, chiar. Articole vestimentare. Da, am văzut de multe ori sau magazine. Sau îți poți cumpăra în ianuarie Adidas, pe care îi folosești în iunie sau din luna aprilie, că anotimpurile s-au schimbat așa. Da, am înțeles. Bun, depășim Black Friday. Că... Aici ar mai trebui spuse câteva lucruri legate de garanție. Indiferent că achiziționezi un produs de Black Friday sau în altă perioadă a anului, când se fac diferite reduceri, da? Cum ar fi și soldările din ianuarie, garanția este importantă și mă refer la garanția acordată produselor de folosință îndelungată. Le recomandăm consumatorilor să păstreze factura și bonul fiscal, pentru că unui produs de folosință îndelungată îi se acordă o garanție legală de 2 ani. Comercianții pot
acorda și o garanție comercială, care este mai mare decât cea legală de 2 ani. Acel ban în plus, plus da, 2 ani, da, plus un da. An, plus 2 ani. Unii comercianți o acordă garanție comercială, adică o extindere a garanției legale contra cost. Și dacă nu ai documentele cu care să faci dovada că acel produs a fost cumpărat din magazinul respectiv, da, bineînțeles că nu poți să beneficiezi de garanție. Bine, dar și aici intervine iar partea de informație. Am un prieten, nu așa, care avea un mixer, i s-au stricat paletele acelea de... era în garanție aparatul, s-a dus la magazin, cei de la magazin au zis că paletele alea sunt accesorii și nu fac obiectul garanției și surpriză când sun la reprezentanță, spun că paleta sau setul de palete, cele două, costă mai mult decât tot aparatul în sine. Așa că trebuie deci să, trebuie să fim atenți și la aceste aspecte, da, pentru dacă, ce acordă garanția comerciantul exact, respectiv. Iar dacă nu ești informat de asta, nu scrie undeva și nu scria, ai putea apela la protecția consumatorului. Da. Dublu standard. Aici este iar o chestiune, dacă vă aduceți aminte, nu cu mulți ani în urmă, a fost un scandal la nivel european. A pornit și din România o parte a lui. Domnul Petre Daia, la vremea respectivă, a făcut ceva valuri pe la Comisia Europeană, însă nu știm ce s-a rezolvat pe aici și pe acolo, dar nu prin părțile esențiale. Haideți să vedem material. Dublul standard de calitate la produsele alimentare, practicat de același producător în țări diferite, a determinat Comisia Europeană să deruleze un studiu amplu pe 3 ani. Studiul comandat de Comisia Europeană, la care au participat 19 state membre ale Uniunii, a relevat faptul că multe companii foloseau această practică pentru a face economie de materii prime. Prin urmare, din 28 mai 2022, dublul standard de calitate la produsele alimentare se penalizează la nivelul Uniunii Europene cu 4% din cifra de afaceri. Ce este dublul standard? Un producător, fie de alimente, fie de produse de igienă, de exemplu, vinde în România și o altă țară din UE același produs, dar cu un standard de calitate diferit. Concret, deși produsul avea același ambalaj, era vândut sub același brand, dar avea o rețetă diferită. În cadrul studiului derulat în perioada 2019-2022, au fost supuse testării 1400 de mostre din 128 de produse. În urma analizelor de laborator realizate în Centrul de Cercetare al Comisiei Europene, a reieșit că 9% dintre produsele alimentare analizate aveau ambalaje identice, dar compoziții diferite, iar 22% din produsele alimentare analizate aveau ambalaje similare și compoziții diferite. Dacă totalizăm cele 2%, rezultă că o treime dintre produsele analizate intră sub incidența dublului standard. De exemplu, la cafea s-a descoperit că un pachet comercializat în Germania conținea 8% cafea instant, iar în Bulgaria conținea 10% cafea instant. Iar exemplele pot continua. Cerealele pentru micul dejun au formule diferite în funcție de țara de proveniență, constatându-se diferențe mari în ceea ce privește conținutul de zahăr. În țările Europei de Est, cerealele erau mult mai dulci față de cerealele comercializate în țările dezvoltate, Germania, Franța, Belgia. Comisia Europeană a adoptat anul acesta o directivă prin care îi obligă pe producători să aplice aceeași rețetă, indiferent de țara în care comercializează un produs. Iar cei care schimbă rețeta de la o țară la alta sunt obligați să menționeze pe etichetă rețeta reală și să schimbe ambalajul. Da. Aici ce drepturi avem, dacă sesizăm? Bine, aceia dintre noi care au fost și au luat acel produs și din țara de proveniență. Avem vreun drept aici? Putem reclama aici, undeva? Aici să știți că e foarte greu să îți dai seama despre un produs alimentar dacă e vorba de dublu standard, în situația în care un ingredient din acea listă se află într-o proporție mai mare, adică conține mai multă grăsime, de exemplu, că e mai ieftină grăsimea decât carnea, mă refer la produsele din carne. Deci dublu standard presupune aspecte din astea care se pot sesiza numai în urma unor analize de laborator. Pentru că pe etichetă
Lista de ingrediente este identică, atât la produsele comercializate, de exemplu, în Germania, cât și la produsele comercializate în România. Anumite ingrediente sau un ingredient din lista respectivă se află într-o altă cantitate în Germania față de România. Și de lucrul ăsta îți dai seama numai printr-o analiză de laborator, atâta timp cât în paranteză nu e trecută cantitatea din acel ingredient, de exemplu, din primul ingredient, cum ar fi la produsele din carne, procentul de carne. Dacă nu apare menționat și nu există o obligație asta de a menționa conținutul de carne din produsele pe bază de carne, numai printr-o analiză de laborator îți poți da seama de acest lucru. A, deci statul aici ar putea cu regularitate să facă control. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională Fitosanitară, sunt trei instituții de bază ale statului român și aș adăuga și Ministerul Sănătății în cazul produselor destinate copiilor. Mă refer la copiii cu vârsta până la 3 ani. Adică aici lapte, are praf, de exemplu. Competența Ministerul Sănătății. Și se fac astfel de controle dumneavoastră? Din păcate nu se fac analize și societățile comerciale din afara țării, cât și cele din interior, cunosc acest lucru, că nu se fac analize și nefăcându-se analize, bineînțeles că vin cu mărfuri care nu au aceeași calitate, nu au o calitate identică. Deci ambalajul este identic, da? Lista de ingrediente este identică, numai conținutul într-un ingredient care, bineînțeles, participă cu o pondere mare la costul total al produsului, este diferit. Da, de exemplu, am sesizat la uleiul de măslină, dau un exemplu. În mare parte din statele occidentale e menționat, de exemplu, pH-ul uleiului de măslină. În România nu găsește o astfel de mențiune. Și acela am înțeles că îți spune la ce poți folosi uleiul de măslină, la salate, la mâncare, la... Iar, deci aici să aici, ne rugăm... Aici, fără analize, nu putem mișca deci, lucrurile, doar să da? Ne rugăm... Nu putem proteja consumatorii dacă nu facem analize de laborator. Da, parcă... Bineînțeles că trebuie să prelevăm aceleași produse și din țările de origine ale produselor, da? Bine, aici numai așa îmi dau seama dacă am de-a face cu dublu standard. Aici luase atitudine inclusiv Comisia Europeană, dar nu cred că s-a mișcat ceva. Nu s-a mișcat și mi-aduc aminte că la acel studiu făcut de Comisia Europeană și prezentat de dumneavoastră, ANPC-ul nu a participat. Adică România n-a participat prin ANPC. Nu știu care au... Aveam alte treburi, da. Bun. Bun, de la mâncare, haideți să trecem la gaze. Aici... Da, aș mai avea ceva de adăugat aici. Tot în prezentarea făcută mai devreme, s-a insistat pe următorul aspect. Anumite mărfuri alimentare, cum ar fi cerealele, conțineau mai puțin zahăr în țări ca Germania, și mai mult zahăr în țări ca România sau din această parte de sud-est a Uniunii Europene. Dar știți de ce se întâmplă acest lucru? În Germania, în Franța, în Spania, în Belgia se aplică eticheta Nutri-Score. Și această etichetă a fost gândită în funcție de declarația nutrițională a produsului, adică în funcție de cantitatea de grăsimi, de acești grași saturați, de carbohidrați, respectiv zaharuri, proteine, fibre și sare. Da, am văzut și la noi. Amânăm un pic gazele, stați un pic. Deci am văzut și la noi eticheta asta Nutri-Score. E același lucru cu eticheta verde? Unii spun eticheta verde plecând la premisa că alimentele încadrate în clasa A, care la această clasă îi corespunde culoarea verde închis, ea este pe o scală de la A la E. Și fiecărei litere îi corespunde o anumită culoare. A, verde închis, B, verde deschis, C, galben, D, portocaliu și E, roșu. Produsele alimentare din clasa E au un conținut ridicat de sare, de grăsimi,
de euri. Nu, atenție, nu se ține cont de euri, nu se ține cont de aditivi în eticheta Nutri-Score. Și recent, ANPC-ul a interzis într-un fel, a dat și un termen ultimativ cu 1 noiembrie, dar pe urmă a revenit și a menționat până la epuizarea tuturor stocurilor, da? Deci după ce se epuizează toate stocurile cu acea etichetă Nutri-Score, e de fapt un dreptunghi, da? Care da, se aplică văzut, da. Pe partea frontală a ambalajului. Majoritatea sunt ce? Da. Dar dacă ea, această etichetă nu este suficient explicată, deci ea a fost gândită și a fost susținută de instituții ale statului în Franța, Germania, Olanda, Spania, Belgia, Luxemburg, Elveția, în ideea de a combate epidemia de obezitate și bolile asociate obezității, da? Cancer, boli cardiovasculare, cu accidentul vascular cerebral. Și ei au aceleași probleme ca și noi, mai ales după cei 2 ani pandemici, atâta populația a stat izolată la domiciliu, frigiderul a fost prietenul cel mai bun. Și foarte mulți am luat în greutate. Ce informații ne oferă această etichetă Nutri-Score? Adică ne îndeamnă să consumăm într-o cantitate mai mare alimentele care sunt poziționate pe litera A, B și C. Și într-o cantitate mai mică, cele care sunt poziționate pe litera D și E. Adică putem consuma lapte degresat sau produse lactate degresate cu un conținut mai mic de 2,5% grăsime, care sunt încadrate la litera A. La litera B avem lapte și produse lactate cu un conținut de grăsime de 3,5%. La litera C avem telemeaua. Că e de vacă, că e de oaie, că e de capră, da? Când ne ducem la litera D, avem brânzeturile franțuzești, avem cașcavalul, care sunt produse cu un conținut ridicat de grăsime. Iar la litera E, avem untul. 65% grăsime, 82% grăsime. Păi, nu zice nimeni să nu consumăm unt, dar nu într-o cantitate așa de mare. Corect, da? Corect. Păi și atunci, și de ce au spus să scoată ai noștri? ANPC-ul a venit cu următoarea explicație, că această etichetă ar avea un caracter înșelător. Dar atâta timp cât ea a fost aplicată în țări ale Uniunii Europene, ea nu încalcă niciun act normativ aplicabil pe teritoriul Uniunii Europene. Se aplică în Franța din 2017, în Spania și Belgia din 2018, în Germania, Olanda și Elveția din 2019, în Luxemburg din 2020. Atenție, cu susținerea Ministerului Sănătății din acele state. Ba mai mult, s-a creat și un comitet științific în ideea îmbunătățirii acestei etichete. De ce? Apar produse noi, cu compoziții diferite. ANPC-ul, n-am înțeles care a fost raționamentul de a interzis aplicarea. Atenția, este voluntară, nu este obligatorie. Deci nu ar fi dăunat consumatorului. Dacă consumatorii ar fi fost informați, mă refer la cei care au probleme de sănătate și cărora medicul le spune mai ușor cu sarea, mai ușor cu grăsimile, nu? Mai ușor cu zahărul. Ce pot să fac, domnul doctor? Cum îmi pot da seama? Te uiți la eticheta Nutri-Score. Așa, dacă se uită în declarația nutrițională, nu prea poate să facă consumatorul obișnuit, nu prea poate să facă niște asocieri între cele trei tipuri de nutrienți, da? Grăsimi, carbohidrați și conținutul de sare. Da, e destul de greu. Pe etichetă te uiți după euri, în special. Da, te orientezi ușor la cumpărături. Da. A, B, C, D, E, da? Ai restricții, iei din prima parte, A, B și C cumpere. Păi și noi ce o să punem în loc? Sau nu punem nimic? Nu punem noi nimic. Rămânem... Asta e problema, că ANPC-ul nu s-a consultat cu Ministerul Sănătății, deci n-a avut loc o consultare din asta publică, cu Ministerul Sănătății, cu reprezentanții asociațiilor profesionale. Ba mai mult, avem un institut de nutriție și boli metabolice, nu? Dr. Paulescu. Dacă ar fi făcut o dezbatere publică, ar fi fost invitați reprezentanții instituțiilor statului, da? Și o dezbatere făcută pe succesul și expertiza celor din Franța, Belgia, Olanda, Germania, Luxemburg, Elveția, nu cred că această etichetă ar fi fost înlăturată, da? Poate noi înlocuim cu eticheta verde, dar e altceva. E altceva, deci adică poate se revine și cu
susținerea pe care o acordă anumite posturi de televiziune, noi am început o campanie în ideea menținerii acestei etichete, că nu încalcă niciun act normativ. Poți să spui de aia că este înșelătoare doar atunci când încalcă un act normativ. Altfel nu poți să declar că este înșelătoare eticheta, nu? Că înșală consumatorul român. Dacă nu încalcă nicio normă. Eu nu înțeleg cum adică să-l înșele. În ce sens? Asta a fost explicația celor de la NBC, că ar fi o practică comercială înșelătoare. Că produsele din clasele D, E ar fi, să spunem, dezavantajate. Dar... Păi nu are legătură. Păi nu are legătură, că nu a spus nimeni nu mai consuma mezel, da? Consumă într-o cantitate mai mică, adică a fost și un studiu, sau mai bine zis, o alertă transmisă de Organizația Mondială a Sănătății prin anul 2015, da? Când ni s-a transmis următorul fapt, dacă consumăm în fiecare zi 50 de grame de produse din carne, există o șansă de 19% pentru a dezvolta cancer colorectal. Noi, ca stat, am lansat la începutul acestui an, prin Ministerul Sănătății, acel plan național de combatere a cancerului. Se știe, se cunoaște faptul că în fiecare an aproximativ 100.000 de români sunt diagnosticați cu cancer. În fiecare an, jumătate din românii care au fost diagnosticați cu cancer în anii anteriori pierd lupta cu această boală. Deci să facem prevenție și prin alimentație echilibrată, nu numai prin terapii din astea, da? Să mergi la doctor. Bine, să mergi și la doctor, dar ai grijă și la alimentație, înainte de a ajunge la doctor și a face analize. Bun, și eticheta verde ce va face ea? Că pasta o văd rar. În magazine a apărut o etichetă verde. Aici intervin informațiile legate de euri, de toxicitatea produsului, să-i spun așa. Păi putem combina lucrurile. Odată, evităm excesul de... A fost și acel mesaj și încă se mai publică pe toate posturile de radio și televiziune. Excesul de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Dar nimeni nu ne-a spus ce înseamnă exces de sare, zahăr și grăsimi. Eticheta Nutri-Score ne ajuta să punem în practică acel slogan. Excesul de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. În privința aditivilor, trebuie să avem o campanie separată. Există anumiți aditivi care pot genera probleme de sănătate. Și înseamnă altă campanie dusă pe zona aditivilor alimentare, în ideea de a evita alimentele cu un număr mare de euri, da? Nu mai mult de 2-3 euri. Dacă putem să evităm aditive alimentare dacă consumăm alimente tradiționale, atenție, certificate de Ministerul Agriculturii. Produsul tradițional, acel logo care apare pe eticheta produselor alimentare tradiționale, în care utilizarea aditivilor alimentari este interzisă. Deci avem în această țară și alimente din lapte, din carne, da? Fără euri. Dar, din păcate, nici Ministerul Agriculturii nu a făcut prea mult în direcția asta, în ideea promovării. Există și o aplicație, catalogul produselor alimentare certificate, CPAC, care se poate descărca în telefon și aplicația îți oferă posibilitatea să vezi dacă în București există magazine în care se comercializează produse tradiționale, adică alimente fără euri. Există alternativă, există produsele organice, dar nu se face suficient în direcția asta, promovării unei alimentații echilibrate, curate, fără euri. Bun, dar ce facem? Din ce în ce mai multe știri dăm noi la televizor sau, mă rog, în mediul online, legate de produsele cu pesticide și alte substanțe chimice. De exemplu, nu știu, lămâi și portocale. Le iei, le razi cu aja acasă și te trezești cu cine știe ce, dacă nu ești atent. Aici, ce fel de etichetă, ce să le mai punem aici? Au pungile acelea, mai scrie pe ele, coajă netratată. Dar bănuiesc că sunt o serie întreagă, de exemplu, roșii, din diferite țări. Alte legume, la fel, nu știm ce mâncăm, de unde sunt, dacă țara respectivă e sigură, aici ce facem? Pe zona asta de legume, fructe cu pesticide,
Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor figurează ca punct național de contact în sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje. Este un sistem conceput la nivelul Uniunii Europene, gestionat de Comisia Europeană și în momentul în care o țară membra Uniunii Europene găsește într-un transport de roșii un pesticid sau mai multe cu valori peste limita maximă admisă, este obligată să notifice acest lucru în acea bază de date, în așa fel încât și celelalte țări să se asigure ca nu cumva din țara respectivă, da, acea legumă sau acel fruct să existe în magazinele unde se comercializează fructe și legume. Ne referim aici la reziduri de pesticide. La majoritatea rezidurilor de pesticide, limita maximă admisă este undeva la 0,01-0,502 mg per kilogram. Deci a nu se înțelege că nu există reziduri de pesticide în legumele și fructele obținute din agricultura convențională. În cele care provin din agricultura ecologică sunt interzise, da? Nici în, la nivelul acelor valori. Numai că, de foarte multe ori, și dau exemplul Bulgariei, care în 2020, în 2019, a lansat o campanie din asta amplă de analize asupra tuturor transporturilor de legume și fructe care proveneau din Turcia. Este de fapt grădina de legume a României, Turcia. Cele mai multe legume, fructe vin din Turcia. Iar bulgarii au identificat 162 de, au lansat în acel an, pe acea platformă a Uniunii Europene, 162 de notificări cu privire la pesticide, pesticidele din legumele și fructele care proveneau din Turcia și unde cantitatea lor era peste limita maximă admisă. România n-a făcut nimic în acest sens. A fost o tentativă pe vremea ministrului Constantin, dacă ne aducem aminte, și atunci s-a lăsat și cu un scandal diplomatic, adică partea turcă a venit cu condiționări. Dacă dumneavoastră puneți, încercați să opriți exportul de legume și fructe către România, nu o să mai importăm nici noi carne de oaie, carne de vită, și s-a lăsat cu un compromis din ăsta care nu este benefic pentru consumatorii din România. Adică și aici suntem la mâna statului. Da. Că n-ai deci, cum să descoperi, dacă, n-ai cum să-ți dai seama, pentru că pesticidele nu schimbă gustul, nu schimbă mirosul în situația în care nu se află în legumele și fructele respective într-o cantitate prea mare. Da? Ei, ba mai mult. Le mănânci odată și gata. Ba mai mult, a fost o situație când într-un lot de avocado, care provenea din Columbia, avocado bio, s-au descoperit două pesticide într-o rețea, într-un număr de magazine dintr-un mare lanț comercial, iar în urma solicitării de informații de interes public prin 544 făcut de Asociația Pro-Consumatori către ANSVSA, ni s-a comunicat următorul lucru. Cantitatea totală distribuită în acel lanț comercial a fost de 400 de kilograme. Păi nu este credibilă o astfel de informație. Importatorul era din Olanda, cel care adusese avocado bio din Columbia. Eu nu cred că a trimis către România o dacie cu papuc, 400 de kilograme, le pui într-o dacie cu papuc. Le-a trimis în România ca să aprovizioneze nu știu ce mare lanț de magazine. Deci, bine, și olandezul, cred că era un investitor rus, că am văzut că se poartă acum în Olanda chestia asta. Da, iar ANSVSA, ori de câte ori ridică o notificare pe site-ul instituției, la rechemări, retrageri, există o secțiune din asta, nu ne oferă informații cu privire la cantitatea din acel pesticid. Doar ne spune că în lotul respectiv, da, s-a găsit pesticidul X. Atât. Dar contează și cantitatea, că într-un lot de rodii, cantitatea, limita maximă admisă dintr-un pesticid a fost depășită de 100 de ori, într-un lot de rodii care provenea din Turcia.
Da, știți ce am mai observat? Că niciodată nu este dat numele distribuitorului, numele producătorului sau da, există firma. Și situații din astea, se invocă secretul comercial. Păi da, dar îmi pune viața în pericol. Ce secret comercial? Da, amenzile sunt insignifiante pentru mari comercianți, mari importatori. Amenzile sunt de tip interval în România. Eu am înțeles de ce sunt ele de tip interval, dar nu știu de ce România, legislativul din România, persistă în această greșeală. Ori de câte ori apare un act normativ, indiferent de domeniul căruia este destinat, văd amenzi de tip interval, de la 1.000 de lei la 10.000 de lei. Întrebarea firească pe care mi-o pun este când acel reprezentant al statului aplică 1.000 de lei amendă sau 10.000 sau 8.000 sau 7.000 sau orice valoare da, din intervalul de ce? Respectiv. În funcție de ce? Da, interesant asta cu amenziile. Am văzut aici, la, apropo de ce spuneți, amenziile parcă erau între 4.000 și 10.000 de lei. Sau... Păi bun, dacă vinzi o tonă de avocado, ai scos da, de 10 ori banii. Adică aceste amenzi nu descurajează. Deci, până când nu se vor aplica amenzi procent din cifra de afaceri, mai ales că este vorba de viața și sănătatea consumatorilor români. Acele alimente se consumă, acele fructe, legume, se consumă de copiii noștri, da? De bunicii noștri, care sunt mai vulnerabili, da? Și dacă, nu știu ce medic, medicii întotdeauna ne spun, consumați fructe și legume. Păi da, da. Dacă sunt cu pesticide... Da, așa e. Mă trezesc că mă îmbolnăvesc de cancer și eu am consumat numai, nu? În alimentația mea a predominat fructele și legumele și eu m-am îmbolnăvit de cancer. Da, oxidul de etilenă? Oxidul de etilenă au fost mari probleme și pe zona asta, începând din anul 2020, când în Belgia, pentru prima dată, a fost descoperit un lot de semințe de susan. Ce este oxidul de etilenă? Este un gaz care nu este permis în Uniunea Europeană, iar țările din afara Uniunii Europene îl folosesc pentru a distruge bacteria salmonella, care provoacă acea boală salmoneloză. Și ori de câte ori exportatorii din țări din afara Uniunii Europene aveau probleme pe zona asta de salmonella sau de listeria, sunt bacteriile care sunt cele mai frecvente și provoacă probleme de sănătate, văzând că au astfel de probleme, le-a venit ideea asta, să omoare bacteria, dar substanța folosită fiind interzisă în Uniunea Europeană, provoca și ea probleme de sănătate, numai că la vamă sau în țările respective, ei verificau ca în acele alimente să nu existe salmonella și listeria, dar n-au verificat niciodată să nu existe oxid de etilenă, fiindcă numărul substanțelor care pot fi depistate în alimentele comercializate pe teritoriul Uniunii Europene este foarte mare. Și am aici un raport al Curții de Conturi Europeană, intitulat Pericolele chimice din hrana noastră, și în acest raport se face referire la 6.569 de substanțe. Și ele sunt defalcate pe categorii. 334 de aditive alimentare, 2549 de arome alimentare, 1584 de aditivi pentru hrana animalelor. Deci putem găsi reziduri de aditivi, da? Folosiți în hrana animalelor, care, bineînțeles, pot fi... Tot pe da. Sau substanțe chimice care se transmit din materialele de ambalare. Sunt 885. În privința pesticidelor, 492 de pesticide sunt acceptate, dar să nu depășească limita maximă admisă, acel 0,01 mg per kilogram, dar mai sunt 833 de pesticide care nu sunt acceptate niciun chip în alimentele care se comercializează în Uniunea Europeană, cum ar fi și pesticidul clorpirifos, care a fost interzis în urmă cu 2 ani. Și care se regăsește de foarte multe ori în legumele și fructele care provin din Turcia. Mai există 59 de contaminanți, 666 de substanțe farmacologice active. În momentul în care în complexele de creștere a păsărilor, de creștere a porcilor, se folosesc anumite medicamente în scop preventiv, da? De a ține
sub control anumite boli care pot decima efectivul respectiv, acele substanțe se regăsesc într-un final în hrana noastră, în mâncarea noastră, atâta timp cât nici crescătorii respectivi nu respectă și ei un timp, da? De la administrarea antibioticului trebuie să lași 14 zile să treacă și pe urmă să sacrifice animalul respectiv. Dar din considerente de ordin economic, anumite obligații nu sunt respectate și atunci noi consumatorii ingerăm alimente care ne pot dăuna grav sănătății. Mai avem doar 2 minute, din păcate. Întotdeauna m-a preocupat de ce se tarifează gazul pe care îl consumăm în centralele de apartament sau la aragaz, în putere calorică sau după, în funcție de puterea calorică. Și o formulă s-a trecut atunci de la metru cub la 2008, de la metru cub la puterea calorică. E o formulă infernală. Am văzut, nici nu pot să o citesc, deși n-am fost chiar rău la matematică așa, sau fizică. Ei, e o chestiune aici. Puterea calorică asta ar trebui să o regăsim pe site-urile furnizorilor de gaz. Am căutat-o înainte de emisiune vreo oră, n-am găsit-o nicăieri. De multe site-uri nici nu funcționează. De unde știu eu, ca și client, că mi se dă gaz la puterea calorică standard? Pentru că ANRE stabilește foarte clar cât să fie puterea calorică. Iar aici mi se pare, ce putem face vis-a-vis n-am de unde să știu, aceasta... e ca la pesticide și aici. Dacă Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei nu merge la furnizori, da? Și nu analizează calitatea gazului respectiv, noi consumatorii nu avem cum să ne dăm seama că acel furnizor ne livrează un gaz de calitate sau un gaz mai puțin cu o calitate mai... Deci avem toate șansele să plătim aiurea. Bineînțeles, ați văzut, noi plătim la kilowați, da? Da, exact. Adică ca la energia electrică. De unde să-mi dau eu seama câtă căldură mi-a furnizat cantitatea, acel metru cub de gaz, nu? N-am de unde. Bine, eu aici e o formulă. E o formulă, dar acea formulă o poate aplica doar cei care au studii în... au trecut printr-o facultate care... Da, zice, volumul corectat, volumul măsurat în condiții de bază, adică presupun că e metri cubi de la contorul de la ușă, da? Și îl înmulțești cu puterea calorică superioară la temperatura de combustie de 15 grade Celsius. Adică înmulțiți cu puterea asta calorică. Problema este că această putere calorică nu o știți și nu o veți ști niciodată. Da, asta e, să vină facturile, că doar ne permitem foarte multe lucruri în iarna asta. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru explicații, informații. Informația asta, în general, informația, să țineți minte, că este foarte importantă. Dacă citim, înțelegem și de ce ni se întâmplă. Rămâneți pe Metropola TV, vă doresc o seară și o zi nemaipomenită.